feel. Sun in the sky, you know how I feel. The hot acts in music. Tim, how is it to be you? 813 concerte și nenumărate hituri la nivel global care au revoluționat scena muzicii electronice. A redefinit muzica dance și a demonstrat întregii lumi că este un artist desăvârșit. Wyclef îl compară cu Michael Jackson prin prisma faptului că amândoi au fost niște compozitori absoluți, care atunci când creiau, auzeau o simfonie întreagă, nu doar o linie melodică sau o linie de bas sau niște riff-uri de chitară. Toți cei care au lucrat cu el au fost copleșiți de talentul lui și au recunoscut imediat ingeniozitatea. Un băiat umil, silitor sau, cum spun ei, ceva mai mult decât un music geek, din Stockholm, cu un laptop, o copie a unui software numit Fruity Loop Studio, o clapă și mult talent. El a fost Tim Bergling, alias Avicii. Poate cea mai devastatoare veste de la moartea lui Amy Winehouse încoace a fost că Avicii nu mai este. Dar cu el lucrurile au stat un pic altfel. El a realizat că viața de turneu este dăunătoare și că nu este făcut pentru ea. De aceea, în 2016, Avicii ne anunță pe social media că pune punct concertelor și turneelor, dar nu și muzicii. Diagnosticat cu pancreatită acută din cauza unui stil de viață deloc sănătos la 21 de ani, Tim începe să conștientizeze cât de dăunătoare poate fi viața de performer și începe să realizeze că pe scenă nu este locul lui. Nu sunt fericit. Sunt foarte stresat și anxios când sunt pe scenă. De aceea am și apelat la alcool, pentru că îmi dădeam seama că atunci când consum alcool, sunt mai relaxat. Am făcut abuz și am devenit dependent fără să-mi dau seama. Nu trece mult timp și Avicii îmbrățișează un stil de viață sănătos, încercând să se țină departe de haosul pe care îl trăiește un artist în turneu. Evident, cei din echipa de management nu sunt tocmai fericiți cu deciziile lui Tim. Pe 28 august 2016, Avicii susține ultimul concert în Ibița, în renumitul club Ushuaia. Între timp, DJ-ul se dedică întru totul studioului muzical. El pentru asta este făcut, pentru a crea muzică, nu pentru a fi pe scenă. În documentarul Avicii, True Stories, sunt multe secvențe care ne arată cât de mult s-a implicat în procesul de creație. La un moment dat, căutând inspirație, călătorește cu echipa la Grand Canyon și improvizează un studio outdoor. Cam atât de mult îi plăcea să facă muzică. În august 2017 se lansează Without You și în noiembrie Lonely Together cu Rita Ora. Piese care ne anunțau că Avicii s-a întors mai fresh ca niciodată. Aprilie 2018 și vine și vestea tragică de care toți ceilalți artiști din industrie au fost șocați și devastați. A lucrat cu cei mai mari artiști ai planetei. DJ-i deja consacrați au fost inspirați de muzica lui. Artiști debutanți au fost motivați de succesul lui și ne-a făcut să dansăm de nenumărate ori. Avicii, you are a legend. Rest in peace, brother.